Hai, salut, eu sunt Racu și bine v-am găsit la Clash Royale după o pauză de 2-3 zile, ceva de genul ăsta. Ideea e că am încercat să vă spun despre ce e vorba și am făcut un infovideo care nu a mai apărut. De fapt, a apărut infovideoul, dar era episodul anterior, mă rog, știți și voi ce s-a întâmplat, bine, cea mai mare parte din voi știți, o parte nu știți pentru că am dat video jos destul de repede. Ideea e că am făcut infovideo, dar am uploadat aparent de 2 ori același video, adică, mă rog, ideea e că nu știți ce s-a întâmplat. M-am dus la bunici, mi-am luat 2 zile libere, despre asta am vorbit în infovideo care nu a apărut. Mi-am luat 2 zile libere de la servici și am fost sâmbătă, duminică, luni și marți am fost plecat la bunici, unde nu prea am avut internet, adică am avut internet prin date mobile, doar că n-aveam semnal, aveam E, dacă ați auzit de așa ceva, există E, ci că există și K, există E, H, G, 3G și 4G, nu știu unde se pierde 2G pentru că n-am avut niciodată 2G, nu știu dacă există, dar mă rog, nu contează asta, suntem în Clash Royale și hai să deschidem toate chesturile. După cum vedeți, avem și un Giant Chest pe care abia aștept să-l deschid. Prevăd că episodul ăsta o să-mi pice o legendară, nici nu mai știu exact când mi-a picat ultima legendară, bine n-a fost. Apropo, șapca, probabil ați remarcat chestia asta, am uitat cealaltă șapcă, șapca clasică, am uitat-o la bunici și am luat-o pe asta cu simbolul Canadei, nu? E frunză de arțar, nu? Asta e. Ok, deschidem și free chesturile. Și pe lângă chesturile pe care le vedeți, mai am încă un... de fapt, încă 2 chesturi în plus. Ok, multe gemuri. De obicei primeam într-un singur chest gemuri. Mă rog, nu mă plâng. Nu știu în ce ordine ar trebui să le deschid. Ok, să donăm și aici. Mai am și clan chest-ul și mai am și ăsta. Cred că ăsta ar fi cel mai slab dintre ele. Da, știți că am făcut 4 winner, măcar mi-am luat ăsta. Următorul ce era? La următorul era 6 win-uri și primeam un Magical Chest de Arena 10. Bă, da, faza e că n-am mai reușit să fac niciun win, unul la mână pentru că internetul a mers ca naiba, am încercat să fac câteva meciuri și am reușit să fac câteva meciuri, dar mi se tot lua netul în timpul meciului și era de rahat, am făcut, nu știu dacă am reușit să fac 4 meciuri, e mult, 4 meciuri de când am plecat de acasă și până acum, da, n-am reușit să ajung până aici, n-am reușit să mai fac niciun win, plus de asta a fost peste câteva... A fost distanță de câteva zile și în alea câteva zile deja toată lumea își folosise free entry, intrarea aia gratuită, și după aia au fost aia care chiar erau buni și chiar au dat bani ca să se joace și să primească banditul, pentru că la urma urmei despre asta e vorba. Dart Goblin, ok, o să fie și eu epică? Da, ok, Clone Spell, nice! Na, nu cred că o să folosesc prea curând Clone Spell-ul ăla. Bun, și ce ar urma? Nici nu știu care e mai tare. Cred că totuși e mai tare Clan Chest-ul decât Giant Chest-ul. Așa că hai să deschidem Giant Chest-ul. Bănuți? Nu știu, cred că sunt puțin mai mulți bănuți în Giant. Cum adică epică? What? Trebuie să fie și rare și common, right? Like... Mă, mi-au picat numai chestii bune la urma urmei, adică, dar nu știu de ce a început cu epicele, bine, în afară de guards, chiar mă chinui să farmez, știți și voi de când mă chinui să tot farmez furnace-uri, pentru că tot asta cer de ceva timp încoace, numai asta cer la clan, și 272 de zepuri, what the fuck? Sunt ok cu asta, sunt ok cu asta și hai să vedem și clan chest-ul. E ultima șansă să-mi pice ceva, adică să-mi pice o legendară. Ceva, ce ar putea fi acel ceva. Ok, mai mulți bănuți. Scheleți. Battle Ram. Bă, Battle Ram nu știu, văd că se mai cere prin clan. Zap again. E ok. Minions, bă, ce bulan. Goblin Gang. Aș putea să încep să-l folosesc. Urmează rarele și Epica, probabil. Mini Pekka. Da, și Epica Freeze. Nice. Nice, da, sunt ok cu tot ce e aici, în afară de... Sunt ok cu tot ce e aici, na, e tot ok. Un trofee, da, normal că... n-am, stai puțin, parcă scăzusem, nici mi-am testat că eu scăzusem puțin. Și cred că, nu știu, oricum sunt destul de jos cu trofeele, adică... Highest-ul meu, care e cel mai mare highest? Care e highest-ul meu la trofee? Unde vedeam? Am un chat, nu știu. Am uitat tot, 3380, deci am scăzut ceva. Da, ok, păi hai să ne recuperăm locul. Bine meritat. Nu, glumesc. Nu știu, sper că nu mi-am ieșit din mână. Mi se pare că și astăzi... Nu, astăzi doar am încercat să joc un meci. N-a reușit să joc astăzi un meci pentru că mi s-a luat netul. Plus că adversarul avea numai cărți, numai rare de level 9.
epice de 6, legendare de 2 și am zis ok, fuck it. I don't care anymore. Ok, să pun Ice Golem-ul aici. Da, super. O să fac asta și asta. Nu știu dacă a fost cea mai bună decizie. Ok, bun, bun. A fost o decizie ok. A fost o decizie ok. Bun, hai să vedem cum scăpăm de P.E.K.K.A. Avem un mare P.E.K.K.A. permele noastre. Ok, Ice Wiz aici. Oh, shit, dude. Nu, stai, ca Minions. Cum am uitat de Minions? Nu pot să cred că am uitat de Minions. Ce ar putea? Săgeți. Ok, da, cam târziu cu săgețile. Sau nu, chiar a dat foarte bine săgețile și am pus Ice Golem și Zap pentru că îmi dă prea mult damage. Dar oricum, P.E.K.K.A. Du-te, așa, bravo. Da, așteptăm acum. N-ar fi trebuit să folosesc Ice Golem, asta e sigur. Oh, și e în avantaj de vreo 10 HP pe un turn. Nici nu știu. Cred că o să pun Barbarians. Adică Elite Barbarians, mă rog. Și pun și un Lumberjack pe partea cealaltă. Bă, chiar au mers mai bine decât mă așteptam. Nu știu cum să zic. Da, pe ăla o să las acolo. Ok, și un Ice Golem. Faza e că îi dau jos celălalt turn instant. Nu o să fie o problemă prea... Bun! Nice! Nice, am luat tot ce trebuia. Nu știu ce... Adică să încerc să-i dau 3? Nu, n-are rost să încerc să dau 3. Mai bine stau pe... Mai bine stau defense pentru că... Am avut și puțin noroc. O să fac toate chestiile. What shit, dude. Oricum, Lumberjack-ul se descurcă foarte bine cu graveyard-ul, deci nu fac prea mari probleme. Ok, perfect. Și aș putea să încerc să-i dau 3 în punctul ăsta, pentru că deja am un push destul de bun pe drum și... Bun, n-a fost bun. Ah, shit, nu contează. Am mai are 30 de secunde și am furnace-ul. Furnace-ul... Deci ador furnace-ul ăsta, e un defense extrem de bun. Și mă ajută și destul de mult la push, deci... Ah, shit. Ok, să sperăm că am elixir pentru toate. A dat înainte să... Știți voi. Shit, dude, nu. Ok, bun. Chiar mi-am luat deloc damage pe... Adică mi-am luat prea puțin damage pe turn. Ok, și eu vreau să-i dau 3 stele, adică... What the fuck, mate? What the fuck, e bine că ai scăpat. Silver chest, ok. Ok, băi, eu tot aștept Super Magical Chest-ul ăla, trebuie să apară și Super Magical Chest-ul odată și odată. Ok. Flexman. What? Ok, ne batem cu Flexman. Ok, Ice Wiz-ul se descurcă foarte bine cu ei pentru că e one hit. Și... Ok, bun. Hai să încercăm cu... Dar de ce a încercat cu Skeleton Army? Asta mă depășește. Bun, amândoi s-au dus pe turn. Și hai să facem și asta. Și am dat jos turnul. Da. Ok. Mă, e cam... Are cărți cam micuță ăsta. Dar... Nu știu cum e level 10 dacă are cărți așa de mici. Adică... I don't know. Ok, o să scap doar cu... Ok, bun, am scăpat și de... Oare să-l trag până pe turn? N-ar trebui să-l trag până pe turn, nu? N-ar trebui. Ok, să facem asta. O să scap doar de... Ba nu, o să scap de toți Lava Pups. Nice. Dude, scapă-mă de... Ok, bun. Hai să-l pușem și pe partea cealaltă, presupun. Well played. Thanks, dude. Nu, tu ai jucat foarte prost. Adică... Bine, și eu știu să mă descurc cu Lava Hound, asta e o chestie, dar... Ca idee, și el a jucat foarte, foarte prost, așa că... Bun, hai să punem Ice Wiz, scăpăm și de Skeleton Army și de Mega Minion. Ok, bun. O să pun furnace-ul chiar... Wait for it. Acum, pentru că o să ajungă și Fire Spirits. Adică, dacă nu face nimic, o să ajungă Fire Spirits până pe turn. Bine, a pus Lava Hound care... Da, o să... Nu, bun. A ajuns. Nice. Nice. Mă aștept să aibă ceva, pentru că are o carte pe care încă nu o știu. Și ar putea fi orice.
Nu știu cum să scap eu de... Nu, n-a fost, chiar n-a fost o idee bună deloc. Ok. Bun. Shit. Bun, hai să dăm și un zap și... Ok, fără nu s-o ar trebui să ajungă pentru... Dude, e puțin cam prea mult ce e acolo. Dacă mă întrebați pe mine. Ok, minions în rage, atât. Ice Whiz pe undeva pe aici ca să se ocupe de balon în principal și să tragem și puțin balonul mai în spate. Dude, ce ai făcut? Ce ai făcut? Balonul e pe turn. Turnul e jos. Da, e jos, e jos. Ok, trebuie neapărat să-l pușez. Rapid. Cum s-a întâmplat chestia asta? Deci jur că nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Și nici n-am cu... Ah, ba da, ok, Ice Whiz se ocupă bine acolo. Ok, hai să joc încet, mai am un minut. Am un minut să-i dau jos turnul, pentru că așa e destul de low pe turn. Și eu stau la 10 elixir, pentru că de ce nu? Nu. Trebuie minions. Poate, ups. Nu știu cum am ratat, ce s-a întâmplat acolo de am ratat tornado când am dat-o pe balon. Asta a fost principala problemă. Și acum principala problemă e balonul, care o să-mi... Nu o să-mi dea jos turnul. Ba da, nu! Dude, aveam meciul sub control, what the fuck, ce s-a întâmplat? Brusc, deci... aveam totul sub control, ce s-a întâmplat? Deodată. Deci totul era bine, nici nu mă atinsese pe turn și dădusem turnul jos. Ok, presupun că așa e jocul, nu? Adică te joci contra un player, cineva trebuie să câștige și n-ai cum să câștigi mereu. Dar nu știu cum s-a întâmplat, deci zău, a fost foarte ciudat. Ah, level 9, normal. Ok, trebuie să aștept următorul wave. Cam acum e bine, ok, și am mini push-ul meu și zep-ul pregătit pentru... Zi mă, carcă de o lovitură, bun, câteva, două, trei lovituri, what? Bun, hai că a fost bine, a fost chiar foarte bine. Ok, accept un de la pe turn, nu mă deranjează așa de tare. Și un Ice Whiz aici ca să tancheze pentru Wizard. N-am chef să-mi iau atâta damage pe turn. Ok. Oh, shit. De... Nu știu de ce l-am pus acolo, nu puneți întrebări, vă rog. Ok. Cred că pot să pușez acum. Nu, o să pună și el furnace-ul, stai, că are furnace-ul în rotație. Nici n-are rost, sau are rost? N-avea rost. Ba da, are, ok. E bine, pentru că... Nu e bine. Măcar scap de P.E.K.K.A. și s-ar putea să dau o lovitură. Măcar una dacă dădea, chiar eram super împlinit. Chiar m-aș fi simțit foarte, foarte bine. Și Ice Whiz să tancheze pentru Whiz și... O să mă ajute și cu minerul. Care minerul o să se spargă instant, pentru că... E și Ice Whiz-ul și sunt două turnuri pe el. Ah, ok. Da, bine. Nu merge prea bine. A mers bine primul push și știți ce? Cred că o să-l... Asta o să fac. Ok, bun, dude. Asta e. Atât. Nu, are... Ce are? Nu are cu ce. Are Whiz, dar Whiz-ul nu-l ajută în situația asta. Are Archers, care nu-l ajută în situația asta. Nu, na, dacă dădeam zap-ul, poate reușeam să fac ceva, dar nu cred. Ok, Hog, Furnace aici. Bun. Nu, hai să scăpăm de Whiz, pentru că îmi face o tonă de probleme acolo și am Elite Barbarians care o să se ocupe și de Whiz și de tot ce mai e pe acolo. Ok, hai să punem Ice Golem. Deja am un push. Bun, și o să-l pușez direct pe partea cea. Nu, e bine. Ba, e ok. Vreau și eu să fac ceva bun. P.E.K.K.A. Cum mă ocup eu de P.E.K.K.A-ul ăla? Mamă, cât dă minerul ăla de 2 watt? Scapă de fucking Hog. Bun. Dacă mai dă două loguri,
Și minerul ăla o să fie o mare problemă. Două loguri și un hog și atât a fost. Ok, Lead Barbarians. E periculos pentru că... Come on. Nice. Ok, nu mă așteptam la asta. Chiar mă așteptam să dea, știu eu, nu știu, ceva de genul un log și minerul. Și pentru că am pus Elite Barbarians acolo, nu mai puteam să dau counter la miner. Adică puteam să dau cu Ice Golem sau ceva, dar mi se pare că și pe ăla l-aveam jos, adică nu l-aveam în mână și mai dura ceva până îmi vedea din nou în mână. Deci, practic, dacă dădea... Shit, ar trebui să nu mai ating chestia asta, ar trebui să modific complet setup-ul. Știu că s-aude foarte, foarte nasul pe microfon. Mă rog. Bă, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Dar... Oricum, mișto meciul ăsta. Chiar foarte mișto ultimul meci. Nu mă așteptam să-l mai câștig și oricum are cărți. Bă, de ce toată lumea are cărți mari așa deodată? Nu înțeleg ce se întâmplă. Uitați-vă și voi. Furnace de 9, Minion de 8, Wiz de 8, Hog de 8. Eu n-am nicio rară la 8. Și am un singur Common la 11. Și el are două legendare de 2, băi. Bine, am și eu o legendară de 2. Sincer, aș vrea Ice Wiz-ul neapărat la 2. Deci, nu știu, cred că o să încep să strâng bani. Și când îmi pică Ice Wiz-ul, cumpăr, pur și simplu. Am deja 26.000, destul de mult. Ce upgrade-uri? Adică bine, o să trebuiască să fac furnace-ul la 8, îl vreau neapărat la 8, pentru că mă ajută foarte mult la level 8. În rest, nu, și minions ar fi buni în push-ul cu, știți voi, push-ul, de fapt ăsta e push-ul. Ăștia trei sunt push-ul și ăsta e suportul. Da, mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis, eu am fost Racu și pe data viitoare, numai bine.